Zilele de foc care s-au bătut peste Timișoara au pus la grea încercare plantele din orașul de pe Bega. Echipele Horticultura au grijă de plante pentru ca pe perioada acestei cupole de foc, acestea să nu fie afectate. Astfel, angajații Horticultura lucrează cu trei cisterne pentru a uda plantele care au nevoie de ajutor în această perioadă extrem de călduroasă. Deși perioada caniculară prin care trecem este o provocare pentru întreținerea spațiilor verzi, facem tot posibilul să reducem impactul temperaturii temperaturilor ridicate. Colegii noștri de la Horticultura lucrează cu trei cisterne care transportă aproape 30.000 de litri de apă și udă plantele acolo unde este nevoie. Acțiunile de udare se desfășoară seara și noaptea. Sunt udate plantele anuale și perene, dar și arborii și arbuștii plantați la începutul verii, transmit reprezentanții primăriei Timișoara.